Stimați colegi, vreau să vă anunț la final de sesiune, am invitat să vină alături de noi Corul Filarmonicii Regionale din orașul Vinița, Ucraina, care în această perioadă care în această perioadă se află în Republica Moldova pentru a participa în cadrul proiectului Orchestra Unită Moldova, România, Ucraina, Europa, care vine să aducă în localitățile precum Chișinău, Butuceni, Tighina, Sibiu, 110 tineri muzicieni din 7 țări. Un proiect născut din crezul de a susține solidaritatea pentru Ucraina și a promova Anul Tineretului în Europa. Un alt obiectiv al acestui proiect este de a facilita cunoașterea reciprocă și dialogul dintre populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Sigur că acest proiect nu putea fi realizat fără suportul Ministerului Culturii, Ministerului Educației și Cercetării, Delegația Uniunii Europene, UNDP, Fundația Est Europeană, Ambasada Suediei, Olandei, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu, Kaufland Moldova. Le mulțumim pe această cale și le urăm bun venit în Republica Moldova. Vă rugăm să savurăm din acele momente plăcute pe care o să ne le ofere. Să ne mergem la
robie bună sunt iubită și rochii